Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Sunteți într-o numără atât de mare, dar din păcate am doar un bochet de păr. Tare mult vreau să știu cine e doamna Valentina. Doamna Maxim! Eu? Da! Doamna Valentina e una la noi! Vă dați un pic mai aproape. Ziua mea a fost de mult! Dar noi nu cu această ocazie venim. Nu vă speriați. Deloc! Venim cu un gest frumos, din partea cuiva care și-a dorit să vă surprindă frumos cu acest buchet de flori. Fără cuvinte. Da. Și cu acest buchet. Vreau să vă întreb dacă vă dați seama din partea cui este. Așa niște presupune și supoziții, cred că foștii mei elevi care au finit stat cu 15 ani în urmă. Da, nu vă mai chinui, așa e. Da. Din păcate, asta e situația la noi, Moldova. În genere pe glob și n-au putut să vă revadă, dar totuși au vrut să vă demonstreze că n-au uitat de dumneavoastră și avem și un mesaj. Au trecut 15 ani de când am absolvit școala natală, unde fiecare clasă era ca o familie mare, dar strânsă. Și o astfel de familie am avut și noi promoția 2006, conduși de draga noastră dirigintă. Doamna Valentina, am sperat să vă revedem cu drag în acest an la întâlnirea cu absolvenții, în cadrul căreia tradițional depănăm amintiri din frumoșii ani de școală. Deoarece nu a fost posibil, am ales un mod mai special să ne exprimăm mulțumirea noastră și să vă adresăm cele mai sincere urări de bine, de sănătate și împlinire. Dumneavoastră sunteți cea cu care fiecare din noi a început lecția vieții. Vă mulțumim că ați crezut în noi și sperăm că ați ajuns să spuneți cu mândrie: aceștia sunt elevii mei. Cu mult respect, promoția 2006. Bravo, bravo, bravo! Mulțumesc, enorm! Aș vrea să vă spun un cuvânt de mulțumire, dragii mei. Sunteți prima mea clasă și, cum v-am mai spus, ați fost întotdeauna ca copiii mei, mai ales că și băiatul meu a fost în aceeași clasă. V-am iubit, vă iubesc și vă voi iubi întotdeauna, ca pe proprii mei copii. Vă mulțumesc enorm de mult pentru gestul vostru de astăzi și, într-adevăr, dacă sunteți împrăștiați prin multe colțuri ale lumii și v-am mai trimis și o poză ieri cu un mesaj, o poză care spune foarte, foarte multe. Eu, din partea mea, vă doresc tot ce e mai frumos. În primul rând, sănătate. Și toate realizările, toate pe care le-ați avut și pe care le veți avea, să vă bucure și pe voi și pe familiile voastre. Eu întotdeauna am spus că mă mândresc cu voi. În primul rând, ați fost niște copii deosebiți, talentați. Profesorii care au fost la voi, nu să-mi dăi voi să mint că ați fost cei mai talentați, cei mai creativi, cei mai ingenioși, cei mai. Și acum iarăși sunteți cei mai, deoarece aveți familii frumoase, aveți copii frumoși, pentru ceea ce mă bucur și eu enorm. Să-mi fiți sănătoși și să dea Domnul să ne întâlnim peste un an, peste doi, peste trei, dar să fie totul cu bine. Eu vă mulțumesc enorm. Sincer, nu am cuvinte. Eu idee nu am ce am spus din urmă. Sper că a fost totul bine. Gestul vostru va rămâne de neuitat. Vă mulțumesc mult, 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 mult. Vă iubesc. Bravo! Dragi profesori și către toți dumneavoastră, sincere felicitări din partea promoției 2006. Vă urează să aveți grijă de dumneavoastră, promoții și copii cât mai cuminți și deștepți. Deci, stimați colegi, vreau să spun că promoția 2006, ei ne-au pregătit și pentru întreg colectivul o surpriză care o avem în cancelare, acum ne ducem și o să vedeți. Deci, noi le mulțumim la toți, deoarece ei se află acum, au fost copiii noștri, dar se află acum și ei au copiii lor, le dorim multă sănătate, succes unde nu s-ar afla și să aibă o familie bogată, o familie unită, o familie sănătoasă.